Oamenilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de rol pe lumești. Ei bine, jupănilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare, tare mult să apăsați acolo butonașul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi-au urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube și, bineînțeles, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu ezitați să lăsați un mesaj la pagina de Instagram din stânga jos și eu o să vă răspund acolo într-un timp cât mai scurt, așa că haideți cu un mare follow și, bineînțeles, noi să trecem la oile noastre. După cum puteți vedea, jupănilor, suntem aici la fermă. Am venit cu Belarusul pentru că am fost la arat. Am venit, am dus plugul și tot ce trebuia la stână la deal. L-am spălat frumos și am zis, băi, hai că îl bag și la semănat pentru că tot e o zi frumoasă. Îl băgăm la semănat de cartofiori și să vedem care-i treaba, dacă o ia sau nu cum trebuie. Pentru că la arat am văzut că a mers destul de bine. Așa că haideți să ne suim în el și să nu mai stăm la pălăvrăgel. Să-l pornim și să mergem să cuplăm direct semănătoarea, bineînțeles, pentru că am zis, băi, mai plantez niște cartofi astăzi, pentru că aveam o parcelă oricum pe care voiam să plantez eu sfeclă de zahăr, doar că am zis, băi, cu cartofii am dat-o bine anul trecut, am vândut destul de mulți și până la urma urmei ce să mai? Am zis că plantăm din nou cartofi, pentru că ies banii, ies investiția. Sunt destul de buni, sunt, cum să zic eu, la un preț destul de avantajos pentru mine și pentru cumpărători. Ia să vedem, dăm un pic mai în spate și gata. Ne dăm jos. Atât, cuplăm aici ce trebuie. Ia uitați, cartofiori, mai avem ceva. Și să ne urcăm, bineînțeles, în Belarus și să mergem direct la treabă, că nu se mai poate. Ia uitați, chiar arată foarte bine. Pornim și girofarul, bineînțeles, pentru că na, avem ceva greutate pe spate, avem o mașinărie destul de mare și până la urmă hai să mergem în treaba noastră. După cum puteți vedea, nu avem nici greutate pe față, chiar nu avem deloc și s-ar putea să se balanceze un pic tractorul în dealuri, dar aia e ce să facem, mergem și noi un pic la risc, că nu mă mai duc eu până la stână să mai iau greutate de acolo, că până mă întorc, mai durează destul de mult și am zis, băi, lasă, mai bine așa, mă duc direct și îmi fac eu treaba cum doresc. Da, mergem acum direct acolo unde v-am spus, la semănat, avem noi o parcelă pe aici, mai în față, dar pe dreapta, mai în vale, să vă zic așa, că nu știu cum să vă explic, dar bine, e mai în față și pe dreapta, atâta pot să vă zic. E o parcelă pe care am discutat-o. Am pregătit-o pentru următoare recoltă și acum vin cartofiori, bineînțeles. Nu avem foarte mulți cartofiori în foarte semințe pentru semănat, dar poate o să ne ajungă măcar pentru terenul ăsta. Nu cred, dar n-am socotit dinainte. Am zis că oricum mă bag așa și dacă mai aduc eu niște semințe de la fermă de la Vale cu Dubița, le încarc și le aduc aici fără nicio problemă. Acum haideți direct să mergem acolo, coborăm și noi, pe unde să coborăm, că nici nu știu. Da, hai, coborăm pe aici. Coborăm pe aici și dăm direct la vale. Hop! Ușor pe aici, că nu se poate altfel. Hai să-i dăm mai în față. Ia uitați parcela. Asta e de care vă ziceam. Da, hai că avem aici în jur de jumătate de hectar, avem ceva de plantat. Lăsăm jos, bineînțeles, acum asemănătoarea, o pornim și haideți să vedem ce poate, dacă merge sau nu merge. Ia uitați, a luat-o fără probleme. Acum să vedem ce poate Belarusul când ne întoarcem în deal. Pentru că, da, eu zic o ia, n-ai nicio treabă, că am mers și cu TB-ul odată la semănat cu mașinăria asta și n-a fost nicio problemă, așa că eu zic o ia totuși și așa, fără probleme. Ia. Îi dăm un pic mai în față, să n-agățăm gardul la om aici. Și stai un pic mai în față și acum mă întorc. Că nici în șanț aici nu vreau să-l scăp, că dacă l-am scăpat în șanț, m-am dus eu cu totul. Bun, să ne mai băgăm o dată pe aici. Ia să vedem noi cum ne încadrăm pe aici cumva. Lăsăm jos pam și hai, dă-i data acum iarăși. Hai că am luat-o destul de bine. V-am spus, greutate pe față n-am, pentru că n-am mai apucat când să-mi iau. Am și uitat când coboram deja ulița, am zis, dar nu mă mai întorc, că și așa, eu zic că se descurcă și așa Belarusul și văd că merge. Vă cum știți, a fost el un pic inundat acum o săptămână, dar bine că n-a fost nimic stricăcios la motor și s-a scurs apa toată din motor, acum merge bici.
deci nu l-am reparat sau ceva. Ia uite că aici a dat un pic de greu și patinează. Dar îi sper cu ea. Eu sper cu ea în continuare, pentru că măcar să termin brazda cu semințele astea cu care, pe care le mai am. Hai încă un pic, încă un pic și gata. Hai că am terminat și brazda asta la altă. Hai că mai avem încă vreo 5 brazde cam așa după ochii mei. Da, mă duc să aduc duba, că nu se mai poate, că n-am, rămân fără semințe aici. Ia uitați, mai am un pic și rămân fără. Mă, să aduc duba și revin. Am revenit, jupânilor, până la urma urmei. Haideți acum să pornim și noi dubița. Avem aici semințele, tot ce ne trebuie. Și să mergem direct pe câmp, pentru că băgăm dubița asta pe câmp, că merge oricum. Și am zis, băi, nu mă mai întorc cu tractorul, cu tot cu semănătoare, că iar vino, iar du-te, iar așa, durează mai mult. Și am zis, băi, mă duc direct eu cu dubița acolo, că eu zic că dubița poate să urce dealul ăla și fără nicio problemă. Oricum, am mai mers cu ea pe câmp, așa că n-am nicio problemă, doar că acum avem ceva greutate pe spate, avem 2 paleți de semințe. Și da, să vedem cum o ia acum, pentru că am un pic de dubii, dar eu zic că totuși merge dubița. Ia, acum să o demarăm tare în deal. Ia uite, aici e dealul cel mai... Da, urcă, băi, urcă, eu care mă gândeam că nu. Ce ai pății, bobiță? Păi merge duba asta, n-ai treabă cu ea. Mă, eu care mă gândeam că nu vrea să urce. Sau cel mai bun caz, mă gândeam că urcă greu. Dar văd că urcă fără niciun stres. Are cai dubița, are 3000 diesel până la urmă, na. E dubă de dubă, nu pot să zic că nu. Bun, frână aici un pic, o luăm la dreapta și o luăm tot prin iarbă pe aici, că până la urma urmei n-am pe unde să o iau, n-am drum, n-am nimica. Trebuie să-mi fac și eu un drum pe aici, că na, da, o vedea eu pe viitor. Bun, haideți acum băgăm un pic dubă mai în față și acum să o dăm cumva să ne ajungem cu semănătoarea, zic eu, nu? Uitat, ușor, dăm jos. Deschidem alea de la dubiță și haideți să ne urcăm în tractorel ca să punem și noi în semănătoare ceva semințe, nu? Ia să ne băgăm în marșalier, tata, să nu scăpăm tractorul și... Ia. Hai că m-am băgat, eu era să lovesc dubița cu totul. Acum, hai că m-am băgat destul de aproape. Umplem aici semănătoare un pic. Gata, ajunge că... Sau să mai punem, hai că mai punem un pic. Încă un pic, gata, ajunge, de încolo, că doar nu mă umplu acum. Cât să-mi ajungă ca să termin și eu ăsta, cum îi spune, parcela asta, că na, vreau să o termin ca să fie o treabă făcută bine, ca la carte, nu? Bun, lăsăm jos parcela, băgăm în pământ semănătoarea și hai de stat. Hai de la treabă că merge belarusul ăsta. Acolo vă că a luat-o cam șui brazda aia, dar nu-i problemă că ne putem întoarce la final dacă e. Și da, ce să mai... asta e treaba și cu semănatul și cu tot. Dacă ați ajuns până aici, nu uitați să lăsați acolo un mare like, pentru că mă ajută foarte mult. Un subscribe, bineînțeles. Și acum să avem și noi grijă pe aici un pic cu semănatul ăsta de cartofi. O să o iau brazdă după brazdă, deci o să stau după brazda asta la altă, ca să nu iau șui după aia la final. Ia să vedem, op, lăsăm aparatul. Mă... Dita mai mașinăria și eu îi zic aparat. Lăsăm mașinăria și haideți să vedem dacă o ia în deal iarăși, că asta e a doua provocare. Bine, orică acum a luat-o data trecută, așa că ar trebui să o iei și acum, zic eu, nu? Fără niciun stres. Ia uitați-o. Cam așa e cu semănatul de cartofi. Cam așa e la semănat. Și eu zic că merită acolo un mare, mare like, bineînțeles, dacă vă place. Haideți acum să vedem dacă provocarea de mers în deal acum. Cam patinează un pic pe aici, dar văd că totuși se chinuie și o ia. Hai mă, cam mers. Deci nu-i chiar așa de mare scofală. Ne întoarcem iarăși tot așa. Ia uite ce lejer facem noi treaba pe aici. Păi, dar nu. Op, ușor. Ia să vedem, să ne mai băgăm o dată. Uitată ușor, să nu stricăm vreo ceva pe aici. Lăsăm jos. Haide acum. Ia uite ce merge, ai treabă cu tractorelul. Avem faruri la Belarus, farurile văd că merg, uite asta nu le probasem, dar văd că funcționează tot, semnalizările merg și astea, deci nu s-a stricat nimic la tractor, cu scufundătura aia, după cum știți și voi, văd că totuși merge, merg toate electronicele și în bord, s-au pornit prima dată un bec acolo, a doua zi se pornise un bec, dar...
cât am mai mers cu el, nu știu, câțiva kilometri și am mai cărat ceva cu remorca de aici pe acolo, am mai, cum să vă zic eu, s-a stins până la urmă, că cred că se scursese toată apa în timp și zic și eu, nu știu acum. Nu mă, adică mă pricep eu la mecanică, dar la electronica asta nu prea le am cu foarte, foarte, foarte mult, dar totuși le învăț eu pe parcurs, pe toate, vă dați seama. Și da, după cum știți, am adus mașina data trecută lunea Marian, a zis că merge de minune, merge bridge, na, nu vrea să o vândă pentru că n-are rost cât și a pe Passatul ăla, 1000 și ceva de euro și el dăduse de mult, mulți bani pe el. Când a luat-o avea un an parcă și dăduse mult, 10.000 de euro, ceva de genul. Și a zis omul, băi, da, nu mai chinui să o vând, că iau pe ea 2 bani și după aia ce fac, îmi iau, dau mașină bună și îmi iau mașină rea, păi n-are rost. Și până la urmă urmei, așa e, are dreptate. Dacă, mai ales dacă are o singură mașină, n-are rost să o vândă. Dacă avea două, hai, mai ziceai, bă, am două, vând una și aia e, de banii aia petrec, nu? Dar dacă are o mașină și e bună, dar are rost să o vândă, chiar n-are rost. Da, na, fiecare acum își dorește, vă dați seama. Da, uite ce merge. Merge, vedeți. Merge bine semănătoare și cu ăsta, cum îi spune, cu Belarusul. Chiar merg de minune și normal Belarusul n-are, de fapt are cai de ajuns ca să, da, are cai de ajuns ca să ducă semănătoarea. Haideți acum să ne dăm jos. Eu zic că a ieșit bine pe aici semănatul. Da, chiar a ieșit rând pe rând cum trebuie. Să mergem acolo, că acolo văzusem eu o chichiță care m-a enervat și voiam să... nu, e un pic de pământ mai mult, dar n-are treabă. N-are treabă. Haideți să mergem înapoi la tractor și să-l ducem... Cred că mă duc să-l spăl iarăși, că nu se mai poate. Dar totuși îl duc mai întâi la stână, după îi mai vedea ce-i face. Pentru că vreau să... Bă, dar pe aici n-am cum să o cobor, tu-i m-am auzit. Cred că o să mă întorc pe partea cealaltă. Ia să vedem noi. Uitat. Să nu dărâmăm nici fântâna, că nu e a mea. Aici am eu parcelă, dar fântâna nu e a mea, așa că nu vreau să o dărâm. Haideți să vedem pe unde să o luăm, că pe aici nu, pe acolo nu, după casa aici, după casa lui nenea. Ia să vedem noi. Dacă putem pe ulițe, da, pe aici. Hai că pe aici putem să coborăm la drum. Să o lăsăm ușor, să nu ne grăbim, că nu mă grăbesc nicăieri deocamdată. Și haideți să mergem direct la stâni. O luăm pe drum frumos. După aia o să duc mașina de cartofi, mașinăria de planta cartofi, o să o duc înapoi la fermă, pentru că acolo e locul ei. Și da, pe aici o să mai plantez eu niște copaci curând, o să vedeți, și prin sat tot la fel. O să tai copaci uscați și o să plantez copaci de ăștia copaci mai tineri, bineînțeles. Sau chiar și puieți o să plantez. O să-i tai pe aia uscați, că aia uscați n-are rost să stea acolo. Adică stă fără niciun rost și am zis, băi, o să-i tai pe aia care nu... Chiar sunt uscați de toți și mai mult... Mai cad crengi pe drum și n-are rost, vă dați seama. Mai bine fac așa o șmecherie și gata. Ia, uitați ce merge... Da, și voi, și voi, și ce merge Belarusul ăsta, n-ai treabă. Deci care 400 cai. Merge cu 40, e destul, văd că e. Chiar e destul. Ia uite neanelul. Ia uite-l pe neanelul, n-are treabă el acolo. De fapt era cred că nea Marcel cu tractorul ăla, da, nea Marcel era. Că s-a dus iarăși la tanti Vietuța. Are el treabă pe acolo. Știe el ce are de făcut. Da, până la urmă haideți să mergem. Să ducem tractorul, să vedem pe aici, aș mai turna eu niște mașini de piatră, dar... Voi vedea, aici după cum puteți vedea am numai pământ, piatră nu am deloc, dar bine, nu m-a deranjat niciodată, pentru că în mol nu prea s-a făcut așa. Nu prea s-a făcut că, nu știu, au ajuns ploi, dar sunt, cum să vă zic eu, chiar e o zonă bună în care nu a fost niciodată inundații sau ceva pe ulițele astea. Și chiar dacă n-a fost piatră, na, e zonă bună înseamnă, bănuiesc eu. Acum haideți să ne băgăm noi cumva pe aici. Așa, să parcăm pe aici mașina, de fapt tractorul și mașinăria cu totul. Că dăm un pic cu spatele și să lăsăm aici tractorul. Bun, îl oprim, ne dăm jos.
Acum ce am zis eu că fac, că nici nu mai știu ce am zis că fac. Haideți să uiteam acolo ăsta. Stai așa că mă gândesc. Am înțeles. Haideți să luăm tractorul ăsta că tot am zis, dar uite că n-am mai apucat să încarc niște lemne pe căruță. Trebuie să le duc la un nene aici în sat și uite că uitasem. Și na. Ia să vedem. Ne băgăm noi frumos acum cu marșalierul și să vedem dacă e treaba bună sau nu. Cuplăm aici tot ce trebuie, ne ducem direct la, luăm lemnele de aici, ia uitați, astea sunt lemnele, ne dăm jos bineînțeles și haideți să le încărcăm, astea sunt lemnele pe care oricum le pregătisem de mult, le pregătisem de vreo două zile, dar pur și simplu n-am avut timp, că v-am spus, m-am dus și la oraș, m-am dus și colo și colo, bag cu acte, bag cu niște documente de tot râsul, pentru că na, așa e la primăriile din România și la funcțiile astea. Trebuie să te duci cu niște neimportanturi și să... Neimportanturi, uite cum mă și bâlbâi. Cu niște chestii neimportante ca să-ți pierzi timp mai mult, da? Ce să faci? Asta e, dacă-s primar, trebuie să respect și eu normele lor, nu? Că altfel după aia nu-i bine nici pentru mine și... Bine, pentru mine că cu funcția, că în rest nu mă interesează. Că eu am aici fermă, am tot ce-mi trebuie, doar că... N-are rost să-mi pierd funcția de primar, că fac atâtea prin comună pe aici. Ați văzut și voi. Ia să-l luăm și pe ăsta, op, să-l punem tot la fel aici sus. Hai, tată. Bun, stai acolo, nu stai? De ce nu vrei să stai? Uite că mai mult... Uite că nu vrea să stea, fii atent. Păi cum le încarc eu pe astea dacă nu vor să stea? Ia uite, fii atent și tu. Mai încerc o dată să-l prind aici bine, dacă vrea să stea. Uite că asta până la urmă. Dar stă cam șui oricum. Ia, așa, hai că stă destul de bine. Dar face figuri, cred că nu. Nu face figuri? Băi, băiatule, stai că nu stă cum trebuie. Dacă îi lăsăm doar pe aia, așa aia e. Dacă nu vrea să stea deloc. Dăm o legătură și stă el cam șui, dar hai că îl lăsăm aici, dacă nu. Și ar mai trebui să mai punem un buștean să vedem dacă stă și ăsta. Ia să-l luăm. Îl luăm, îl ridicăm și să-l punem. Băi, tu-i mama lor, lacă vine eu după buștenia aia după. Da, și să mergem să ducem, bineînțeles, lemnele astea de care vă ziceam. I-am dat aici o grămadă de legături. Că, na, omul mă ruga și trebuie să-i le duc. Că mi-am mintisem eu, dar mi-am mintisem cam târziu. Dar totuși o să le duc, că, na, până la urma urmei... Trebuie să mai fac cât un bănuț, mai duc acum 3 bușteni, după aceea mă mai întorc și mai duc 2, să vedem, să nu îi pierd pe drum după aia, că dacă i-am pierdut pe drum, iarăși nu-i bine. Și na, omul stă aici aproape, următoarea casă, mai în față un pic pe stânga, o să vedeți, imediat la stânga. Ia uitați, dăm un semnal la stânga și fix aici la brazii ăștia 2. Ia să tragem noi aici tractorul. Îl dăm un pic pe avarii și... Hai mă, uite căruța asta face figuri că e încărcată prea tare, nu? Așa, să decuplăm de aici tot ce trebuie. Hop. Și... Hai mă, gata? Hai că bine, stă destul de bine. Păi și până oricam atât, păi și cu acest minunat episod, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe, bineînțeles, pentru a strânge cât mai mult jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Rata viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.